Bună, Reli, bine ai venit! Un bună microfon, seara, acolo, Reli! Microfon. Exact, dau. Te-a sortit minunat cu el. Reli, tu nu ai niciodată emoții? Sunt constructive, bun găsit, vă spun și eu de fiecare dată. Vin cu plăcere în emisiunea Familia Favorit. Mă consider a doua familie pentru mine. Așa știu că tu ai până în prezent cam câte albume editate. Să tot fie acolo, 6, 7. Cine iubește Gorjanca? Cine iubește Gorjanca? Nu-i satul Aninoasa? Exact. Am băiat, am și fată. Și am și fată. Să fim sănătoși cu toții, să ne bucurăm de ei, cei care avem, cei care nu, să vină atunci, la momentul oportun, la fiecare. Și vreau să te întreb, în momentul în care ai un eveniment, astăzi discutăm și despre nunți, cum îți selectezi repertoriul? Primul și în primul rând trebuie, din punctul meu de vedere, să ne adaptăm acolo, la eveniment, în ceea ce privește repertoriul. Pentru că se întâmplă să-ți formezi așa un repertoriu de acasă sau să te informezi înainte ce invitați sunt, din ce zone geografice ale României noastre, dragi, și să te adaptezi acolo. În primul rând te uiți în sala de eveniment, analizezi cam ce personal se află acolo și eu zic că acolo trebuie să te adaptezi. Pleci de acasă cu o piesă pentru deschidere, da? Trebuie să te adaptezi să faci... Așa, exact aceeași idee o amintizem și eu ceva mai devreme. Asta ni se întâmplă tuturor. Niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la nuntă. Important e ca ceea ce se întâmplă acolo să fie bun. Pe placul tuturor. Știu că știm că faci treabă foarte bună. Știm că reprezinți avocățește și nu doar avocățește și ca artistă frumos zona ta. Abia aștept să te ascult. Mulțumesc frumos. Reli Sandu. Din viața mea, nu-mi pasă de numele mea.
imagină-ți.